Uite, e mai frumos ca în poze, jur. Eu ți-am zis, o meritat toți banii. O să ai o vacanță de vis. Uite-te aici. Nici nu mă mir la cât o costa pe noapte o cameră aici. Ce faină! Chiar trebuia să-l aducem și pe el, mă rog. Nu, știi cum e. Dacă lăsam acasă, dădea foc la casă sau ceva, nu puteam să-l las singur. Bă, fii atent ce-a făcut odată. Omul a vrut să facă ouă prăjite. Le-a făcut în microunde, fără să le decojească în pâine. Le-a pus așa în... Cine pune ouăle în microunde direct? Bine, și acum vrei să fac pe Bona și în vacanță. Serios? Îți dai seama că o deranjează, adică eram clar, știam că o să o deranjeze, dar ce era să fac? Dacă nu o luam, nu puteam să o aduc nici pe ea. Adică eu înțeleg că-s foarte un prieten, mă, dar nu știu, mi se pare că-s cam apropiați, sincer, nu știu, mi se pare ceva foarte dubios acolo. Niciodată n-are bani, niciodată n-are bani, tot timpul apelează-mi și el lucrează în IT. Auzi, știi ce mă gândeam eu? Ce-ar fi să aprindem aici niște lumânări, să comandăm ceva de băut, ceva de mâncare, poate? Facem așa! O, ce idee bună, luați mie două beri, dacă e! Dar nu vrei tu să mergi să te plimbi pe faleza aia, să vezi care e treaba cu briza, hm? De ce? Nici măcar nu-mi place marea. Nu știu de ce m-o trimis la... Nici măcar nu-mi place marea. Păi atunci ce ai venit cu noi la mare? Robi m-a obligat. Ce taci, mă? Cum adică? Cum l-ai obligat? Auzi, că n-aveți destui bani de concediu și să vin și o să facem pe dintre. Cum n-avem destui bani? Că o economisi 5 luni de zile și îmi zici că n-avem bani. 5 luni? Poate un an la cât a costat aici. 3.000 de lei nu e așa mult, așa reacționezi, zici că e 7 nopți totuși. 3.000 de lei pe 7? Poate pe noapte 3.000 de lei. Robi, dar noi nu ne permitem 3.000 de lei pe noapte. Noi nu, dar... N-am luat? Bă, ce bun Andiușul ăla, mă, cum să... Aude, era lângă noi, adică n-avea cum să nu ne audă. Și ne zice că... Vreau și-o două beri. Dar cine te crezi, mă? Cum de ce? No, serios, acum stau cu iubitul meu și cu prietenul lui cel mai bun ca să ce? Normal că-l trimit, nu vezi că stă între noi ca un... Nu știu ce așteaptă, sincer. Chiar n-are niciun pic de bun simț, să nu vezi că oamenii aia vor să stea împreună. Ce ei voiau să fie? Nu mi-am dat seama. Cum o să zic comanda de băut și nu știu, două beri. Bă, măcar mi-a dat peluță de dirze banii ăștia. Era clar că știa că e peluța ei. A vrut să facă și el pe interesantul sau nu știu ce. Am crezut că mor. Cum să... Deci, nu... Plus că e aceeași de acasă. Bine, am știut oarecum că e peruța ei care fac și acasă, dar nu știe. Deci eu nu pot să cred că ăsta și de aniversarea noastră stă cu noi. Nu puteai să ieși tu un credit, nu știu, să faci orice. Da, tu ai zis, vrei să mergem la o cabană, să ne distrăm, să fim toți împreună. Da, când am zis toți, am zis gașca noastră, cu Teo, cu Petru, cu... Nu, noi doi și Vlad. Bă, să vede că suntem la mare, mă. Bă, avem un jet la apă. Bă, și ia-ți un buton acolo în duș, la pești și îți dă la apă în toate direcțiile, mă. Fine. Serios, am văzut că este și ceva ca o box acolo, cred că e ceva radio pentru duș. Nu, mă, ai Spotify, bă, te conectezi cu telefonul. Vlație, nu ți se... s-a făcut cumva somn să mergi să dormi? Da, un pic mie, dacă după atâta... Mă duc. Noapte bună. Pa. În sfârșit, am rămas numai noi doi. Auzi? Dar dacă noi suntem acum în living, ăsta unde doarme? Vai, nu... Nu că-l omor. Nu, nu-l mai trezi acum, lasă-l. Știi că face ca toți dracii când îl trezești din somn. Lasă-l să doarmă acum acolo. Bună dimineața, gașcă! Ce faceți? Ce facem astăzi? Ce planuri aveți? Vlad. Nu vrem să crezi că nu ne place de tine. Ba, să crezi. Ideea e că am vrea să petrecem un pic de timp doar noi doi. Măi, Robi, mă, nu-i frumos, mă, măi, așa la obraz față de Diana. Adică, de-aia m-a dus-o cu noi, cum să petrecem noi doi? Alo, noi doi. Mă flatez tu, Diana, dar eu te iubesc ca pe o soră, să nu mă înțelegi greșit, dar ești cu omul ăsta, n-am cum să mă bag. Nu, cred că nu știu cum să zic,
Vreau să stau eu cu Diana, că de asta am venit în vacanță. Adică fără tine. Voi doi, da. Adică sunt plus, nu? Ok. Vrei să plec? Să... Briza, mă duc să vă briza, așa e. Ok. Acum? Ok. Vă aduc două... Am plecat. Acum nu, sincer, îți dai seama că vreau să petrec timp cu Vlad, să ne distrăm ca băieții, că e omul meu, da? Cum să-mi pară rău? În sfârșit am putut să respir și eu 5 minute fără el. Tu știi ce nașpa ai să faci chestii să nu poți să respiri? Bă, sincer, un pic m-o dezamăgit și un pic de obraz, știi, că noi ne-am plănuit că mergem în tineretul lui, dar... Da, trebuie să o ducă pe Diana. Nu-i de el, sincer, nu-i de el, nu-i ce trebuie. Stai liniștită că e numai telecomanda. Robi! Deci aia nu era telecomanda. Am pus mâna și jur că nu era telecomandă. Du-te mă, vrăjoară, telecomanda era la mine. Nu știu ce tot zice asta. Dacă mi-aș ști și replicile, foi, eu ce bine ar fi. Ușa acolo un buton, mi se văd țâțile când fac așa.